stau aici sau... Da. Eu cred că am nevoie de Andy Sekeli, pentru că eu am mai multe emoții decât Fabian. Sunt un om destul de emotiv. Le-am scris mai cât cu vorbitul. Referitor la ce ai zis tu de femei, vorba era dați-mi o generație de mame bune și am să schimb lumea. E Sfântul Ioan Gură de Aur, referitor la investiții. Dar o să încep în mod ciudat cu un bac. Deși nu iau în derâdere subiectul caritabil, că doar am grupul pe Facebook și știu ce înseamnă să ai lipsuri, fiind în adolescență un caz social, le-am zis să dezmorțim atmosfera, că totuși motivul pentru care suntem aici e unul de bun augur. Suntem să aducem o schimbare cât se poate de mică în mediul înconjurător și asta contează, pentru că nu trebuie să schimbăm lumea, o schimbăm cu pași mici, schimbându-ne mai întâi pe noi și încercând să schimbăm ceva în bine în viața celor care au nevoie. Grupul de pe Facebook, despre care o să găsiți voi detalii, numără 500 și de suflete, pe care le-am găsit tot online, a început de la o inițiativă a mea și a colegii mele. De-aia m-am bucurat foarte mult când Fabian m-a rugat să vorbesc la debut. Dar pentru că nu e vorba doar despre lui, e vorba de cartea lui, vă mărturisesc că am citit-o abia ieri, pentru că am fost plecată din țară. Referitor la carte și la felul lui Fabian de a fi și de a vorbi despre cauzele caritabile, vă zic bancul acela. Un om corect urcă în autobuz. Asta l-am auzit de la prefățător, chiar la lansarea mea la București, de la criticul literar Alex Ștefănescu. Și urcă el în autobuz și compostează două bilete. Dar era singur și atunci vecinul îl întreabă, nu te supăra, dar aștepți pe cineva? Nu, sunt singur. Și atunci de ce ai nevoie de două bilete? Păi poate unul nu merge. A, păi și celălalt? Ce se întâmplă dacă nu merge și ăla? Am nimic, eu am abonament. Raportat la asta, piața de carte în România e așa cum e și nu pentru că oamenii nu au o plecare către cultură, vorbim de generația mea, de generațiile mai mari, ci pentru că traiul românului e așa cum e și atunci o să găsiți vecini, o să găsiți prieteni, colegi care se găsesc în situații limită și poate se gândesc de două ori când cumpără o carte a unui scriitor român, mai ales dacă vorbim de un scriitor tânăr, chiar un debutant, cum e Fabian. Am citit cartea, așadar, mi-a plăcut pentru că aparenta stângăcie pe alocuri, care nu e de fapt stângăcie, se datorează faptului că el vrea să livreze un mesaj universal. La un moment dat chiar menționează că nimic nu e nou pe lume, totul se reambalează și e livrat sub o nouă formă. El încearcă să transmită acest mesaj universal al iubirii, pentru că, după cum știți, are și studii teologice și există două mari emoții. Există frica, ca o paranteză, cele mai căutate cuvinte în anul 2014 pe Google au fost iubire și frică și la mică distanță speranță. Dacă am ajuns să le căutăm pe Google, ne dăm seama că există un paradox aici în viețile noastre. Aceste două mari emoții, frica și iubirea, le urmăresc pe parcurs și atunci există o luptă în fiecare dintre noi. Și asta urmărește Fabian pe parcursul cărții și vrea să livreze acest mesaj de iubire. Acum, referitor la noi, care ne-am adunat aici încercând la fel să împărtășim mesajul, vă zic un citat, mi s-a părut fabulos, poate nu cadrează, tu ai studii teologice, el era puțin cam, să zicem că avea o altă viziune, dar Bukowski zicea la un moment dat că trăim într-o lume singuratică, plină de oameni temători. De la debutul literar încoace, am avut ocazia să cunosc oameni ca Fabian și mulți alții, oameni minunați, care trăiau segregați și aveam impresia că sunt un număr tot mai puțin în țară. Nu sunt. Vă număr eu pe degete și mi se pare fabulos pentru un om, cel puțin 60 de oameni, care mi-au marcat viața în ultimele 7 luni și ăsta mi se pare un număr, repet, fabulos. Dar, pentru că probabil se manifestă mai subtil, pentru că au alte activități, pentru că încearcă să îmi face o paletă mai mare de ocupații, probabil nu sunt atât de vizibili în media sau în altă parte. Aceste două mari emoții, după cum spuneam, se găsesc pe tot parcursul cărții și ele încearcă să răspundă unor întrebări pe care ni le punem cu toții. Mi se pare, tocmai pentru că livrează un mesaj vechi, că parte din poeziile lui cel puțin seamănă cu Caian. O să râdeți, dar în liceu dormeam cu cartea lui Supernă și el făcea aceeași chestie doar că ajuta de vin. Fabian, văd că are inspirație și așa. El livra un mesaj universal, nu ambalat, dar un mesaj care e de actualitate și astăzi. Și chiar zice la un moment dat, n-am cerut să mă nasc, accept fără revoltă, tot ce în viața mea a fost scris. Știu, voi pleca într-o zi. Nimeni nu spune ce a însemnat în fond acest permis.
Una dintre întrebările la care, vrea să răspundă Fabian e aceasta și este o întrebare mare, grea și am încercat și alții să răspundă de foarte mult timp la ea. Dar, repet, cheia e tot aici în carte, prin iubirea primordială de care vorbește cartea. Are la un moment dat, pentru că vorbim de un volum care cuprinde poezie și cuprinde și eseistică, două scrieri, asta mi s-a părut demn de menționat. Una e Cântarea cântărilor, care pentru cei neavizați știți că e o culegere de texte profane. Ăsta e un text curajos abordat de un teolog. Eu l-am studiat din perspectiva neavizatului, când eram mai mic în școală. Terminând științe sociale, am avut ocazie. El, în schimb, fiind teolog, a fost foarte curajos pentru că a pus textul ăsta așa în pagină. Naște alte întrebări și asta e bine. Se vede că, v-am zis, lucrarea pe tot parcursul ei se vede că e a unui teolog, se vede că are catehism în sânge, dar mesajul acesta universal a ajuns la mine, care nu sunt teolog, sunt sigură că o să ajungă și la voi. Am găsit să știu o greșeală, se vede că cartea a fost editată, nu știu dacă n-a trecut prin mai multe mâini, am găsit o singură greșeală la pagina 48, e un link acolo. Și m-am uitat de se vede editarea riguroasă, să știi că jumate din muncă eu datorez ilustratoarei. Nu pentru că n-ai fi făcut o muncă magică livrând mesajul ăsta, el intenționat, repet, n-a vrut să-l popoțăneze, dar ea are o atenție genială pentru detalii și a reușit să-ți facă cartea un tot unitar. Nu știu dacă e o ea sau un el, după finețe m-am gândit, e o ea, care merită tot respectul nostru, pentru că i-a făcut, repet, jumătate din muncă, stimă. El mi-a sugerat la un moment dat să citesc un pasaj, nu știu dacă o să merg cu ăla, și vă explic înainte de ce. Mesajul cu care vreau să plecăm toți astăzi, indiferent de confesiunea noastră, de faptul că suntem atei, agnostici, așa, e unul creștinesc până la urmă și vă îndemn să iubiți mai mult, să iertați, să judecați mai puțin și să faceți părticica aceea de bine, în care schimbăm lumea, așa. De ce? În momentul în care împărțim celorlalți binele, ne dăruindu-le celorlalți, ne dăruim nouă, de fapt. E mai lungă poveste aici. Și atunci, pasajul pe care vreau să-l citesc eu, e de la pagina 30. Și poezia, avea multe poezii apropo, care aveau un titlu genial. Asta poate e un titlu care nu sare cel mai mult în evidență, dar conținutul m-a interesat. Se numește Zburând mai cazi. Pe întregul cursul Bibliei și a celorlalte lucrări teologice o să găsiți o paradigmă aici despre ridicare și despre cădere apoi. Și, de exemplu, la un moment dat Iisus îi zice în Biblie, repet, eu n-am studii, dar asta vă zic sigur, nu mai am povești, Sfântului Petru, după ce cu zi înainte îi se promit cheile bisericii, trece înapoi a mea satană. Pentru că la un moment dat Petre are, mă rog, e o chestie acolo cu lepădatul, eu vorbesc, v-am zis, ca unde a venit domnul Redeca, profesor, el fiind în temă, dar ce am înțeles eu ca un simplu, că el în momentul în care a deschis ușa mândriei, a deschis o ușă mai mare acolo. Și atunci asta se poate întâmpla cu oamenii care au credință. Credința mai presus de mărturia voastră pe care o aveți voi și relația ce aveți cu Dumnezeu și mărturia pe care o faceți lumii, e o chestie subtilă și câteodată unii ajungem la ea după ce experimentăm căderea. E ahabă în Biblie, el pică, nu se mai ridică și mai sunt alții împărați, de exemplu, ai Israelului. De-aia, ăsta e mesajul cu care vreau să plecați, mesajul care se regăsește în poezie, pentru că cu toții picăm, trebuie să ne ridicăm și trebuie să ne facem partea noastră de bine. Zburând mai caz, din vârful suliței pornește sentința unui muritor. Aș vrea să știu cine greșește când moartea simte că e dor. Poarta cerului e închisă, soarele tace înfrigurat. Inima e ruptă, dar deschisă și clopotele toate bat. Arcul devine încet o harpă, în arcă ureașii n-au să încapă. Suflarea vieții curge lină, idei și stări încep să vină. Zburând mai caz, și ieri și azi, trec. Și nimeni nu-i perfect, nici măcar crengile de brăz. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, Diana! Mulțumesc frumos că ai spus numai lucruri bune!